Binecuvântat să fie Domnul! Avem multe și nenumărate motive să-L lăudăm, numele Lui să fie slăvit. Și în această seară vreau să prezint o față a caracterului Dumnezeu care ne motivează din plin să-L iubim și noi și să-L slujim. Doamne, ajută-ne! Chiar faptul că suntem la adunare în această seară și eu sunt la dumneavoastră împreună cu soția este bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Dumnezeu când s-a prezentat pe sine înaintea lui Moise, știți că Moise a vrut să-L vadă. Nu știu la ce s-a aștepta Moise să vadă. Dar Dumnezeu, în loc să-i arate o imagine, s-a prezentat pe sine prin următoarele cuvinte. Exod, capitolul 34, versetele 6 și 7. Cuvinte prin care Dumnezeu s-a descris pe sine și dintre aceste imagini vom lua doar una în această seară. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Și acum urmează cea pe care o vom studia în această seară, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, alte calități caracteristice. Iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Amin. Dragostea este cea mai înaltă manifestare a relațiilor dintre ființele create. Însăși Dumnezeu își exprimă în modul cel mai puternic caracterul său prin dragoste. Până într-acolo încât Scriptura spune Dumnezeu este dragoste. Noi, de exemplu, în viața de familie putem să cunoaștem poate în modul cel mai special ceva din dragoste. Știți, scrie în Cântarea Cântărilor, în capitolul 8, versetul 6, citesc parte de aici: dragostea este tare ca moartea, jarul este un jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o înnece. Dragostea este ceva foarte puternic. Sau să ne gândim la acel verset socotit de aur al Scripturii, Ioan 3:16, cred că îl știu și copiii și bine ar fi să ne gândim la valoarea celor scrise aici: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cât de mult, încât a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Așa s-a manifestat Dumnezeu dragostea în modul cel mai înălțător posibil. Dar n-aș vrea în această seară numai să admirăm dragostea lui Dumnezeu și noi să rămânem mai departe, cum scrie în Tit, că eram mai înainte vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Ce-am rezolvat atunci? Cum spunea cineva cântând: Sfânt, Sfânt este Domnul, din Cântarea Anei, și cu gândul că noi putem fi păcătoși, Dumnezeu e Sfânt. Vrem să Îl citim pe Dumnezeu ca să putem să-I fim asemenea. Doamne, ajută-ne! În Evanghelia după Matei, capitolul 22, avem o discuție despre ceea ce cere Dumnezeu oamenilor. Și să nu uităm, sunt cuvintele Domnului, citesc de la versetul 37. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. De altfel, Domnul Iisus, care a venit mai mare decât Moise, a lansat porunca aceasta. Vă dau o poruncă nouă. Porunca făcea referire concretă și practică la iubire. Așadar,
Haideți să ne uităm mai îndeaproape la dragostea lui Dumnezeu și fie să folosim Scripturile ca oglindă să ne vedem și pe noi. Amin? Câteva afirmații biblice mai întâi. Am citat deja din Exodul unde Dumnezeu a spus despre sine că își ține dragostea în mii de neamuri de oameni. Ce afirmații au făcut despre Dumnezeu sfinții pe care le avem în Scripturi? Să mă opresc doar la câteva dintre multe pe care le putem găsi. Efeseni, capitolul 2, scria Apostolul Pavel de la versetul 4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, plin, cum spunea el, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Mare dragoste! Să ne ia morți, condamnați la moarte, păcătoși, să ne așeze în Hristos și să ne poziționeze în slava sa cu așteptări binecuvântate pentru veșnicia viitoare. De aceea scrie același Pavel, citește și din 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 5. Domnul să vă îndrepte inimile, aplicație, spre dragostea lui Dumnezeu, să ne aplecăm și să o cercetăm îndeaproape, să ne pasioneze și să ne gândim la asta. Din Scriptură observăm că dragostea lui Dumnezeu este desăvârșită. Pentru că în lumea asta dragostea este înțeleasă în fel și chip. Uneori copiii înțeleg că tată și mamă e bun și iubitor, care le dă de toate. Tot copiii uneori înțeleg că ăla e profesor bun, care dă numai 10 și nu-ți dă teme niciodată. A fi bun până una altă, dar când va trebui să fii meseriaș potrivit cu ce ai învățat la școală, să nu fiu clientul lor. Dumnezeu are dragoste perfectă, le îmbină pe toate. Și noi, în dragostea noastră de părinți, avem dreptul acesta ca să ne manifestăm ca și El. Să ci vă citesc doar din Evrei, capitolul 12, sunt principii reluate din Vechiul Testament, dar poate că citindu-ne Noul Testament le credem mai bine, că așa cred unii, că vechiul e a unui Dumnezeu și nouul altuia, mai bun, mai iubitor. Evrei 12, citesc de la versetul 6, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu noiaua pe orice fiu pe care îl primește. Așa e dragostea lui Dumnezeu. Dar ce noi ca părinți, așa în câtă pricepere avem noi, nu disciplinăm copiii ca să crească frumos și să aibă principii? Dumnezeu le face pe toate cu gând bun. El iubește în primul rând pe copiii săi, pe poporul său, vom vedea imediat asta în exemple. Da, spune Scriptura, așa să mai las și câte o temă pentru acasă, că Dumnezeu iubește pe străin. Și poate până nu de mult noi românii nu prea aveam treabă cu străinii, dar acum deja au venit vietnamezi pe aici la lucru, asiatici, fel și fel de alți imigranți. De altfel, de când lumea a fost migrație? Din raționamente de siguranță, au fost războaie, din motive economice. Să nu uităm că Dumnezeu i-a creat pe toți oamenii. Evreii credeau la un moment dat că numai pe ei iubește. Da, i-a iubit într-un mod cu totul și cu totul special, dar ce n-au înțeles ei, deși Moise le-a spus, scrie în Deuteronom 33:3, Domnul iubește popoarele. Versul ăsta nu l-au ținut ei prea bine minte, dar Dumnezeu ce a spus, așa face, slăvit să-i fie numele. Dragii mei, hai să luăm câteva exemple biblice despre dragostea lui Dumnezeu. Mai întâi, așa cum spuneam, poporul Israel. Cartea Deuteronom, câteva citate, capitolul 4, versetul 37. Sunt cuvintele lui Moise, adresate poporului. El a iubit pe părinții tăi și de aceea a ales sămânța lor după ei. Și drept dovadă, el însuși te-a scos din Egipt prin puterea lui cea mare. Întoarcem pagina la capitolul 7, cu versetul 6.
că tu ești un popor sfânt pentru Domnul. Domnul Dumnezeu tău te-a ales ca să fii un popor al lui de toate popoare pe fața pământului. Nu pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare s-a lipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic de toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să ține jurământul pe care l-a făcut părinților voștri. Moise avea dovezi când a afirmat că Dumnezeu își ține dragostea în mii de neamuri de oameni, că trecuseră câteva generații de la Avram, Isaac și Iacov și Dumnezeu a rămas același să iubească. Și peste generații, și dacă ar mai ține istoria, Dumnezeu rămâne neschimbat, slăvit să-i fie numele. Citim și din cartea profetului Isaia, iarăși câteva versete, unde din nou le este reamintită evreilor dragostea lui Dumnezeu, capitolul 43, să știți că se vede și în vremea noastră reconstituirea Israelului, felul în care le-a fost păstrată nația, reconstituirea lor ca și țară, ca popor, ca limbă. Uitați-vă în jur câtă dușmănie. 43 de la versetul 3, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău, eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Sabia în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Și tot de aici, întoarcem pagina la capitolul 54, versetele 7 și 8. Cum spuneam, dragostea lui Dumnezeu este perfectă, știe și să pedepsească, știe apoi și să își manifeste bunătatea. Dragostea lui Dumnezeu este ca și cu ploaia, cu ea ne și binecuvântă, ne și bate dacă vrea, dar toate cu același scop, benefic. Câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. Într-o izbucnire de mânie mi-a scusesem o clipă fața de tine, dar mă voi îndura de tine cu o dragoste veșnică, zice Domnul, răscumpărătorul tău. Mulțumim Domnului că nu îi se epuizează dragostea. Slăvit să fie în veci. Și cum spuneam, evreii sunt asta o mare dovadă și știți că l-a pus Dumnezeu pe Osia, pe proroc, să iubească o nevastă prostituat. De ce? A zis, du-te, iubește cum iubesc eu. Au păcătuit și iar i-a iubit. Iar s-a întors la ei. N-a putut să uite, să-i părăsească, așa cum am citat din capitolul 54 din Isaia. Și apoi rea Pavel tema asta roman și zice, evrei, așa neascultători, l-au răstignit pe Domnul, i-au prigonit pe sfinți. Și zice acolo, sunt iubiți din pricina părinților lor, căci Dumnezeu își ține dragostea mii de neamuri de oameni. Să știți că e important să fi avut vreun strămoș pe care să-l fi iubit Dumnezeu. Și dacă nu se înțeleagă copiii noștri că e important, dacă noi suntem iubiți de Domnul, că ei au har pentru asta. Că Dumnezeu când prinde pe cineva să-l iubească, apoi nu se stinge iubirea când moare generația aceea. Își ține dragostea mii de neamuri de oameni. Așa e iubirea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Dumnezeu iubește, cum spuneam, doar evrei, toate popoarele. Am auzit prin biserici, ne rugăm pentru evrei, măi, ce-ar fi să ne rugăm și pentru musulmani? Îi iubește Dumnezeu și pe ăștia? Ce a zis Dumnezeu către Avram despre Ismail? Așa ăsta știu că e ateu. Și a zis să-l înmulțesc. Cum spunea fratele Vrumba, zice, pe semne că Dumnezeu iubește pe chinezi, de-aia au făcut atâția. La musulmani, și ăștia sunt mulți. Dacă Dumnezeu a fost milă de cei din Ninive, a zis că sunt mulți. Cum să nu-i fie milă? Și vom vedea doar câteva referințe. Vă dau Tit capitolul 3, citim de la versetul 4. Și știți că aici nu se referă numai la evrei, dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin splar nașterii din nou și prin unirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și cui scrie aceste cuvinte? Celor despre care scrie de la versetul 3 că erau fără minte, neascultători, rătăciți, robiți. Da, așa iubește Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Și
dovada iubirii lui Dumnezeu este arătată în mântuire. Cum zice 1 Ioan capitolul 3 de la versetul 1, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copiii Săi. Și asta e cu act în regulă, cu tot ceea ce ține de notariat. Suntem și moștenitori și beneficiem de toate harurile, toate acestea datorită dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu nu avea vreun motiv extern, Dumnezeu nu iubește motivat, că ne-a iubit anticipat. Dumnezeu iubește doar prin prisma caracterului Său. A iubit evrei, dar de fapt a vrut prin ei să iubească toate neamurile. Asta n-au înțeles ei, că au fost iubiți primii. A zis, când i-a scos din Egipt, Israel este întâiul meu născut. Și zice în roman că Dumnezeu a vrut să fie Domnul Iisus Hristos, era un simbol Israelului. Cel întâi născut între mai mulți, frați, asta n-au priceput ei. Să-L lase pe Dumnezeu să iubească și pe alții. Drept înțelegerea faptului că i-a iubit pe ei. Și cred că asta ar trebui să percepem și noi. Amin. Aș vrea să privim puțin și la iubirea lui Dumnezeu pentru indivizi, nu doar pentru popoare. Poate v-ați gândit cândva Dumnezeu are atâta treabă în cosmos, 7 miliarde de oameni, nenumărate stele, cine știe câte miliarde de îngeri sunt. Mă iubește Dumnezeu pe mine în mod particular, pe o tânără de aici, pe un frate, pe un bătrân? Vă amintiți de o familie din Biblie unde erau 3 frați, două surori și un frate? Și scrie acolo, Domnul iubea și pe asta, nu vă spune numele, să vă amintiți voi. Și pe cealaltă, și pe frate său, nu? Așa, Domnul iubea pe Marta, iubea pe Maria, iubea și pe Lazar. Și n-au înțeles ele cum îl iubea pe Lazar, dar apoi și-a dat seama când Domnul a plâns la mormânt că îl iubea pe Lazar. Mărit să fie Domnul! Cel mai iubit de Dumnezeu, trebuie să recunoaștem, a fost Domnul Iisus. Nu i-a creat deloc supărare. Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea, a declarat din cer și a auzit și s-a declarat asta numai odată. De mai multe ori, Fiul meu prea iubit. Da, a spus-o și Domnul și era conștient de asta. De dragostea lui Dumnezeu, de motivele fără rezerve prin care Tatăl l-a iubit. De ce l-a iubit atât de mult? Doar pentru că n-a făcut păcate? L-a iubit și pentru că Domnul Iisus Hristos l-a înțeles pe Tatăl și dragostea Lui pentru oameni și tocmai că s-a înscris să se dăruiască din această dragoste și pentru noi. Adică Dumnezeu ne iubește de la Sine, dar când pricepem iubirea Lui, are mai mare motive să ne iubească. Și când ajungem să iubim și noi, are toate motivele să o facă. Dar aș vrea să vedem și alte persoane care au fost iubite de Domnul. Toate, dar despre unii le scrie în mod concret și putem să dăm ca exemplu aceasta. De exemplu, Solomon, cartea 2 Samuel, capitolul 12, citesc de la versetul 24. David a mânghiat pe nevasta Batșeba, a intrat la ea, s-a culcat cu ea, a născut un fiu pe care l-a numit Solomon și care a fost iubit de Domnul. El a încredințat în mâinile prorocului Natan și Natan i-a pus numele Idid, i-a iubitul Domnului, pentru Domnul. Dar chiar avea Dumnezeu motive să iubească copilul din familia asta? După ce a făcut David? Așa e că e neînțeleasă dragostea asta lui Dumnezeu. Te miri cum iubește și cât iubește. L-a iubit. Drept dovadă că l-a iubit. Dintre mulți fii ce a avut David, l-a ales să fie rege. Scriem apoi în 1 Împărați capitolul 3, versetul 3, că și Solomon a înțeles asta și a răspuns corespunzător, cel puțin o vreme. Solomon iubea pe Domnul. Mai târziu n-a fost întotdeauna așa. Și Dumnezeu, în dragostea lui, nu l-a îndepărtat pe Solomon ca pe Saul. L-a taxat, nu i-a mai dat o viață lungă. Da,
Este interesant cum iubește Dumnezeu. Alt exemplu, Daniel. Ăsta era iubit sau prea iubit? Capitolul 9, versetul 23 al cărții sale. Tu ești prea iubit și scump. Capitolul 10, versetul 11. Daniel e om prea iubit și scump. Versetul 19. Din nou, nu te teme de nimic, om prea iubit. Pace ție, fii tare și fii cu inimă. Dumnezeu iubește pe toți, că de-aia vrea să-i mântuiască, dar n-ați vrea să ne purtăm în așa fel încât să fim, cum mai numește câte un predicator pe toată adunarea, prea iubiții Domnului. Ei, prea iubiții Domnului știu ce au de făcut ca să intre pe deplin și să rămână în favoarea lui Dumnezeu. Da, nu uitați ce am vorbit până aici. Dumnezeu a afirmat că iubește generații la rând, au declarat și sfinții aceasta și am exemplificat în istoria Israelului, în procesul mântuirii și chiar la nivel de indivizi. Dumnezeu iubește. Cum vi-l imaginați dumneavoastră pe Dumnezeu? Cum are atâta capacitate să ține evidența la toți, să iubească, să le aibă în vedere nevoile? Puternic computer are Dumnezeu în Duhul Lui. Ascultam recent o predică în care spunea că acum s-au fabricat computere care fac 200 de milioane de operații pe secundă. 200 de milioane de operații pe secundă. Apoi dacă noi, sărmanii, am reușit așa să înnodăm fiarele și cablurile, la început s-a crezut că nu se poate vorbi la telefon. Îmi spunea un frate, când s-a auzit prima dată telefon, zicea, măi, la un nylon și la un capăt de sârmă te poți auzi cu unul din alt oraș. Aia a fost mare minune în vremea aceea. Da, acum ne-am obișnuit cu telefonia, atât computerul în ce în ce mai performant, dar Dumnezeu cât e de performant. De-aia le are incorporate pe toate, dar ce n-au computerurile, măi, n-au dragoste. Au sau n-au? N-au, nu se descurcă, astea nu ne iartă. Dumnezeu însă, deasupra tuturor acestor capacități de memorare, de exercitare a puterii sale, are multă, multă dragoste. Și acum vreau să trecem la aplicație. Partea asta îmi place. Cunoașterea iubirii lui Dumnezeu și a naturii Lui este siguranța fericirii Lui și a împărăției Lui. Poate vă gândiți vreodată, vă ispitește diavolul. Dar cum a fi în rai cu Dumnezeu pentru vecii vecilor? Da, dacă își va schimba opinia. Da, dacă se va plictisi de noi. Repet, siguranța noastră pentru vecii vecilor e dată de faptul că Dumnezeu a inițiat planul mântuirii și împărăția Lui din dragoste perfectă. Și ne-a asigurat că dragostea Lui nu se epuizează în timp. Să citim asta din Scripturi. Zice în Ieremia, capitolul 31, versetul 3, sunt cuvintele lui Dumnezeu exprimate prin profet. Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică. Noi îi punem pe mir să declare până când se iubesc. Ei spun că până la moarte. Doamne, ajută pe toți. Dar Dumnezeu nu are moarte. Și Dumnezeu s-a angajat să ne iubească pentru vecii vecilor. Cu intensitate maximă, aș spune. E făgăduința Lui și de aceea toate le avem în El. Da? Textul cel mai bogat, cred că este cel din Roman, capitolul 8, unde scrie de la versetul 38 că sunt bine încredințat. Nu uitați, vorbim despre siguranța fericirii a vieții cu Dumnezeu. Că nici moartea, nici viața, nici îngeri, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Mărit să fie Domnul. Adică nu contează ce va mai fi, ce structuri, ce evenimente, ce se va întâmpla.
e sigur că Dumnezeu ne iubește. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Asta contribuie în modul esențial, fundamental, la fericirea lui și atmosferii din jurul lui. E frumos să stai cu cineva care te iubește. Cum sună? Ce spune proverbul? De omul bun nu te satură niciodată. De omul rău cade vremea rea, îndată. Dumnezeu iubește pentru vecii vecilor. În al doilea rând, observând și apreciind dragostea lui, asta trebuie să știm că pentru noi este o onoare și o bucurie. Noi suntem favoriții lui Dumnezeu. Și asta nu avem voie să uităm. A spus Domnul o pildă, arătând că celui ce îi se iartă mult, ar trebui să iubească mult. Dacă n-am înțeles asta, e mare problemă. Citesc din 1 Ioan capitolul 4. De la versetul 9. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă în faptul nu că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, vorbim de aplicații. Dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Amin? Poate ați auzit întâmplarea ce vă spun. Cred că în jurul anului 1920-1921, o familie din Suedia, de fapt două, au plecat undeva în Africa să misioneze. N-au fost acceptate să locuiască în vata tribului și și-au făcut o colibă undeva în apropiere. O familie n-a putut suporta condițiile vitrege și s-a mutat spre un centru dintr-un oraș, dar o familie a rămas acolo. Singura lor comunicare cu tribul era un copilaj de 9 ani prin care făceau tranzacții cu alimente și se rugau deodată. Acea familie a avut o fetiță, însă, din nefericire, am spune noi, la scurt timp după ce mămica aceea tânără a născut, a murit. Situație în care tatăl fetiței s-a mutat și el la centru de misiune, dar s-a necăjit tare pe Dumnezeu. A lăsat fetița la familia cealaltă și s-a întors în Suedia zicând, am terminat cu Dumnezeu. A murit și familia aceea. Și fetița a fost înfiată și a ajuns în America. A crescut mare, s-a căsătorit în credință cu un slujitor al Domnului și Dumnezeu în providența sa a făcut ca la un moment dat să prindă un capă de ață, am spune noi, o informație despre originea ei suedeză. S-a dus pe fir. Seminarul biblic unde lucrau ei le-a făcut ca două excursie în Scandinavia și a aflat că tatăl ei se recăsătorise, avusese alți copii, a dat de o sora ei, a spus cine este și a zis vreau să ajung la tata care era bătrân. Și sora ei a spus, du-te, dar nu cumva să-i pomenești de Dumnezeu că face crize. S-a supărat pe Dumnezeu și a zis, nu pot să nu mă duc. S-a dus, dar n-a putut să nu-i amintească de Dumnezeu. Și bătrânul imediat a dat să se schimonosească și a spus, tata, lasă-mă să-ți povestesc întâi. Știu de ce ești supărat pe Dumnezeu. Dar am aflat ceva. Copilașul care făcea tranzacții și pe care mama l-a evangelizat a devenit creștin. S-a întors mare parte din trib la Domnul. Sunt mii de credincioși acolo în zonă. Și mai târziu au aflat la o conferință că erau 110.000 de credincioși. Și mormântul mamei lui, soției acelui suedez, era socotit sacru. Spuneau că aceea a fost mama încreștinării lor. Și când a auzit bătrânul a zis, așa s-a întâmplat. Și fata i-a zis, n-ai vrea să recunoști că Dumnezeu n-a îngăduit să suferiți în zadar?
Și el a zis, da, mă mai iartă Dumnezeu? Te iartă. Și să nu lungesc vorba, s-a pocăit bătrânul. Și fata i-a zis, auzi, tu te poți întâlni cu mama și te vei întâlni cu rodul muncii voastre din Africa. Asta este, nu e o poveste legendară. Puteți să o căutați pe internet cu toate detaliile. David și Zvea Flood s-a numit familia asta. E neînțeleasă uneori dragostea lui Dumnezeu, dar când conștientizezi, nu poți decât să o onorezi și să te bucuri că Dumnezeu iubește popoarele. Numele Domnului să fie slăvit. Citești și versetul 16 de aici. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu. Repet, să ni se tipărească în minte. Am crezut, am cunoscut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste. Nu doar în sine, față de noi. Mărit să fie Domnul. În al treilea rând, iubirea reciprocă a noastră pentru Dumnezeu trebuie dovedită în raport cu alte iubiri. Asta e proba noastră. Dumnezeu a îngăduit ca noi să avem oportunități. Putem să iubim pe Domnul, putem să iubim lumea. Putem să iubim ca Domnul Iisus, cum scrie în Psalmul 45, neprihănirea, adevărul, blândețe, să le apărăm. Putem să iubim nedreptatea și păcatul. Avem de ales. De fapt, așa se dovedește dragostea. Când un băiat din 100 de fete alege una, așa e că e mai mare dragoste că ales-o dintr-o 100 decât dacă era numai una. Nu avea de ales. Aceea s-a părut mai deosebită decât toate. Când îl alegem pe Domnul și lucrurile sfinte, când este în noi dragostea asta lui Dumnezeu înțeleasă, apreciată, când te bucuri, te manifesti ca atare. Să citim câteva versete care exemplifică asta. Vechiul Testament, Cartea Deuteronom, capitolul 13, scrie de la versetul 1 că dacă vine un proroc și spune, hai să slujim la azi Dumnezei. Versetul 3, să n-a ascuns cuvintele acelui proroc sau visător de vise, că Domnul Dumnezeu vostru vă pune la încercare să știe dacă iubiți pe Domnul. Din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Iată de ce Dumnezeu îngăduia idolatrii, proroci mincinoși, să-i testeze, mă iubiți sau nu mă iubiți, așa cum l-a întrebat Domnul Iisus pe Petru. Mai departe, scrie de la versetul 8. Dacă fratele tău, fiul mamei tale, sau fiul tău, sau fiica ta, sau nevasta care se odihnește la sânul tău, sau prietenul tău pe care îl iubești, ca pe tine însuți, te ațâți în taină zicând, hai să slujim altor Dumnezei, las pe Dumnezeu ăsta. Amintiți-vă de cuvintele Domnului, Matei 10, Luca 14. Cine iubește pe tată, pe mamă, pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe mine, nu-i vrednic? De mine. Și sunt situații când fete credincioase pleacă din adunare pentru un băiat. Când, așa ca și exemplu care vi l-am dat, cineva s-a necăjit pe Dumnezeu că nu l-a înțeles. Acum, de când cu proba asta de foc prin care am trecut cu scumpa mea, n-am vrut să-i spun lui Dumnezeu cuvinte gratuite. În ideea când mă năpădeau gândurile că va muri, mă gândeam, Doamne, te iubesc eu acum, dacă nu mă vei asculta. Și m-am rugat multă vreme și am zis, Doamne, vreau să te iubesc, nu doar să spun așa, cu gura goală. Repet, atunci când avem de ales, când Dumnezeu nu face cum ne așteptăm noi, îi mai înțelegem și atunci iubirea? Când sunt provocări puternice de a ne orienta în altă parte, Domnul să ne dea harul să-L iubim cu adevărat. Citim și din 1 Ioan, capitolul 2. Scrie aici de la versetul 15. Nu iubiți lumea! De ce? Nu dați niciun like la desenele diavolului.
la construcțiile lui ideologice, la distracțiile lui. Nici lucrurile din lume, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Ori, ori. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, doroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Deci când gândești și apreciezi, cum am citit din 1 Ioan 4:16, când cunoști dragostea lui Dumnezeu, nu se poate să mai iubești altceva. Și chiar dacă îți vine ispita să iubești altceva, cum zice în Iacov, capitolul 1, versetul 12, fericit de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. De ce se vede iubirea lui Dumnezeu în ispită? Că atunci când ești provocat, să spui că n-ai motive să-l mai iubești pe Domnul, că nu ți-a rezolvat problema. Ce a zis Marta și Maria? Dacă ai fi fost aici, nu murea fratele nostru. Da, scrie acolo că am amintit în seara asta, Domnul iubea și pe Marta și pe Maria și pe Lazar. Cum adică? De ce n-a venit? Pentru că a vrut să-și arate slava acolo, mărit să fie Domnul. Citim și din Ioan, capitolul 14, exemplul Domnului Iisus Hristos. Versetele astea sunt foarte bogate în dovedirea acestui adevăr. Ioan 14:30. Nu voi mai vorbi mult cu voi, că-și vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-ar nimic în mine. Dar vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl. Eu cred că Domnul Iisus Hristos a fost ispitit puternic în tot procesul anchetării lui pe la Ana, Caiafa, Irod, Pilat, la cruce. Diavolul l-a ispitit. Și prin asta s-a dovedit pe deplin dragostea Domnului Iisus, când i s-a spus, dă-te jos de pe cruci, fă un semn să credem în tine. A spus, nu, fac numai cum îmi spune Tatăl și ascult de El, eu îl iubesc pe Tatăl. Să ne ajute Domnul în fața celor mai grele probe, să-i apreciem iubirea și să fim mulțumitori cu ea. Asta ar fi dovada cea mai puternică că îl iubim pe Dumnezeu, cu toată pasiunea și pentru toată viața. Să-L slujim pe mai departe. Și în ultimul rând, știți că porunci sunt două. Să-L iubești pe Dumnezeu cu toată ființa și să-L iubești pe aproapele, ca pe tine însuți. Vorbeam aseară cu fratele Costel, întorcându-ne dintr-o misiune, că dacă tu n-ai bani, la mare nevoie mergi și ceri pentru tine, nu? Da, pentru altul să ceri. Băi, cu tare n-are. Hai să facem ceva. Ușor de spus, dar numai dacă este dragoste cu adevărat, ești în stare de una ca asta. Și să știți că Dumnezeu asta ne cere. Citim din Matei, capitolul 5. De la versetul 44, eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastă, faceți bine celor ce vă urăți, rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Ca să fiți fie Tatălui vostru care este în cerul, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi, peste cei buni, dă ploaie peste cei drepți, peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameși? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucruri neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți, dar desăvârșiți. După cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Și ideea asta, în care ne se cere să iubim pe alții cum iubește Dumnezeu, este repetată de Domnul prin propria ei persoană. Adică Tatăl a cerut, Domnul a dovedit că se poate și a cerut lor să facă la fel. Citim din Ioan doar câteva versete, capitolul 13, versetul 34, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții,
Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți fii, am citit în Matei, aici scrie că sunteți ucenici, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Amin? Amin, întreb la toți frații și la toate surorile, cu scrie la 1 Tesaloniceni 4, că iubiți pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Măi, și pe români iubiți sau numai pe slovaci? Da, pe unguri, da, pe țigani, da, pe nu știu care. Da, sau pățim și noi ca evrei, că ăștia-s de ei noștri, ceilalți de-a cui sunt? De-a Domnului, să aibă milă de ei. Face și Apostolul Pavel două afirmații puternice, 1 Corinteni 16, versetul 14. Tot ce face să fie făcut cu dragoste. Extraordinar. Tot ce face să fie făcut cu dragoste. Și ciorba, și când calci hainele, și când te duci la un vecin și muncești acolo. Tot ce faci. La bun, la răi, se poate asta. Numai când intră noi conștiința iubirii lui Dumnezeu. Când pricepem cum ne-a iubit, și când Duhul lui vine peste noi cu dragostea sa, altfel noi n-am fi în stare. Dar se poate. Nu-i ceva de neatins. Apostolul Pavel spunea în Filipeni, capitolul 1, un verset care atunci când îl citesc mă răscolește. Ce afirmație face. Și știți, spune el și în altă parte, zice, el nu minte. Filipeni 1:8, căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Auzi, adică vă iubesc până la peste poate. E martor Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și nouă să iubim cu adevărat așa cum Tu ai iubit. Asta ne va face vizibili în societate. Vor ieși în evidență faptele noastre. Îi vor face să se mire. Se vor deschide punți de legătură, uși de evangelizare și se va proslăvi Dumnezeu. Dar, Doamne, ferește să fie ură și între noi, că înainte de a ajunge la dragostea de oameni trebuie să fie aceea de frați, nu? Domnul să ne dea harul acesta. Așadar, nu uitați, aplicați-le. Dragostea lui Dumnezeu trebuie cunoscută. Asta ne dă siguranță, ne dă fericire, ne dă bucurie, trebuie apreciat. Să te uimească. Apoi trebuie să-i răspundem lui Dumnezeu cu dragoste, printr-o viață pasionată de El și de lucrările sale. Și trebuie să iubim și noi pe ceilalți după modelul acesta cu care Dumnezeu a întâmpinat omenirea păcătoasă. În încheiere, mai fac două afirmații. Isaia, capitolul 63, versetul 7, este suport pentru prima dintre ele. Voi vesti îndurările Domnului, faptele Lui minunate după tot ce a făcut Domnul pentru noi. Voi spune marea Lui bunătate față de casa lui Israel, că ce a făcut după îndurările și bogăția dragostei Lui. De unde are Dumnezeu atâta bogăție de dragoste? Eu cred că din natura și din scopurile Lui, dar natura e de scopurile. Acesta e Dumnezeu. În dragostea Lui s-a gândit să ne creeze. În dragostea și înțelepciunea Lui a anticipat că noi o să facem prostii. Și Dumnezeu a zis, nu mă las de ei, nu-i pierd, îi iubesc mai departe. Îi atrag cu funii de dragoste, le voi da o dovadă de dragoste jertfind un fiul, îi câștig. Mă voi face înțeles de ei și îi voi avea pentru vecii vecilor. Dumnezeu nu putea rămâne singur, că dragostea trebuie să se manifeste. Da, natura Lui și scopurile sale arată
cum iubește Dumnezeu bogăția dragostei sale. Și acum ceva ce ne privește pe noi. Poate gândind la dragostea lui Dumnezeu, nu înțelegem de ce Dumnezeu nu va mântui pe toți oamenii. Chiar în societatea noastră unii pun problema să nu mai fie predată religie în școli, că îi amenințăm pe copii cu pedeapsa lui Dumnezeu. Cum se împacă această dragoste peste limitele noastre de percepție cu faptul că Dumnezeu va mântui numai pe unii? De ce numai cei mântuiți vor avea parte de dragostea lui Dumnezeu pentru vecii vecilor? Să citim pentru a înțelege asta mai bine. Zicem, Psalmul 91 este o făgăduință, citim de la versetul 14. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti că-și cunoaște numele meu, când mă va chema, voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi, îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Adică Dumnezeu nu-și poate păstra dragostea aceea peste mii de neamuri de oameni numai pentru cei ce se vor hotărâ și îi se iubească. Ceilalți singuri se exclud din mediul lui Dumnezeu. Nu le place lumina și singuri se refugiază în întuneric. Unii cred pe concept de predestinare că Dumnezeu dinainte așa hotărât pe unii să-i mântuiască, vine cu un har irezistibil, îi cucerește cu dragostea sa și de ceilalți oarecum nu se interesează. Nu. Nu poate Dumnezeu în dragostea sa să fie indiferent. De aceea face încercări repetate, are apeluri și întinde bunătatea, iartă, fără de lege, răzvrătirea, păcatul. Dar cei ce nu iubesc se auto-exclud. Ei pleacă de la Dumnezeu. A zis Dumnezeu, caz concret, spuneam că Dumnezeu iubește indivizi. Pe el, Iacov l-am iubit și pe Esau l-am urât. De ce? Ce Esau n-a auzit făgăduințele că Dumnezeu are făgăduințe în țara Canaanului? S-a dus de acolo. Iacov și când s-a dus să se însoare, a fost fugărit de acasă, voia să se întoarcă înapoi. Cum i-a spus Dumnezeu, cum s-a întors? Greu s-a dus în Egipt, cu strâns de foamete. Dar scrie în Genesa 46 că a zis Dumnezeu, auzi, du-te, că vă duc eu înapoi. Iacov l-a iubit și el pe Dumnezeu. Sau altfel spus, i-a primit iubirea. Esau a zis, mie îmi place vânătoarea, alte chestiuni mă pasionează. Poate ți-a auzit imaginația cuiva, sau a vis, pare să că a fost, cineva s-a visat că a dus într-un loc unde toți îl lăudau pe Dumnezeu, povesteau lucrările lui, a zis, îmi place. Hai în altă căpere, pe acolo toți cântau, se închinau și așa a văzut câteva imagini din astea și a zis, nici aici nu-mi place. A zis, nu poți ieși afară? Și a zis, poți să ieși. Și înainte de a fi lăsat liber, persoana care îl conducea, să zicem, un înger, a zis, uite-te tu și tu la siglă, vezi aici denumire, unde ai fost? Scrie Raiul lui Dumnezeu și a zis, nu-mi place. Atunci ești liber. Da, iubirea lui Dumnezeu nu exclude, dar iubirea lui nu forțează. Cine iubește lumea, pleacă singur. Dumnezeu nu fugărește. Nimeni din cei ce au venit la Domnul, spunea Domnul Iisus foarte clar, Evanghelia după Ioan, capitolul 6. Citesc cuvintele lui. De la versetul 37, tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară. Dar dacă nu vine? Sau dacă pleacă? Ce poți să-i faci? Iubirea nu forțează. Iubirea se dăruiește, oferă totul. De altfel, iubirea lui Dumnezeu este în avantajul nostru. A zis Dumnezeu, citim din Deuteronom 30, acolo unde e vorba de alegere. V-am spus că iubirea îți lasă opțiuni. Versetul 15, spun înainte viața și moartea, binele sau rău, sporunce să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Unii n-ascultă nici de ofertă, nici de poruncă. Atunci realege. Și le-a spus, iubește pe Domnul. Versetul
19. Iau aș ceruși pământul martor că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui, lipindu-te de el, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilor tale. Și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacob. Da. Ce s-a întâmplat cu evrei este valabil cu noi toți. Și în încheiere mai adaug două versete din epistola lui Iuda. Nu uitați că în această epistolă se vorbește despre unii care au plecat de la Domnul, s-au îndepărtat. Scrie în Iuda 1:1. Destinatarii epistolei. Cei chemați care sunt iubiți de Dumnezeu și păstrați pentru Iisus Hristos. Și acum versetul 21. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Deci, Dumnezeu ne-a iubit, dar dacă noi nu ne ținem, dacă nu rămânem în dragostea Lui, cum spunea și Domnul Ioan 15, rămâneți în dragostea mea. O, ce frumos va fi când împărăția lui Dumnezeu va fi numai atmosfera dragostei. Nu vor mai fi suspiciuni, nu mai trebuie să te ascunzi de nimeni. Nimeni nu va mai încerca să-ți facă vreun rău, nu te va mai jigni nimeni. Ce atmosferă binecuvântată ne așteaptă! Până atunci, dragii mei, de ne mai scăpăm vreodată și nu iubim așa cum se cuvine, repede la sfântă pocăință! Că Dumnezeu în dragostea Lui ne primește și iar ne reprimește, să ne ținem în dragostea Lui. Este oferta Lui binecuvântată, de care vor avea parte toți cei ce o înțeleg, o acceptă să trăiască și în această atmosferă. Dumnezeu are bogății în dragostea Lui. Dacă ca fiul risipitor, poți pleca de acasă să cheltui tot. Când îți dai seama însă, te întorci înapoi și spui, mă fac argat. Și când colo Dumnezeu nu te face argat, te pune la masă. Asta e spus Domnul acolo, o pildă extraordinară despre dragostea Lui. Dumnezeu să ne ajute să-i lăudăm dragostea, în mod deosebit cea manifestată prin Domnul Iisus Hristos prin mântuire și toată purtarea Lui de grijă, că toate sunt datorită bunătății Lui și să răspundem cu aceeași monedă binecuvântată, Doamne ajută-ne, amin.